în jurul orei 2-3, 5 indivizi fețele acoperite au pătruns în locuința unui cetățean, 3 într-o cameră, 2 într-o cameră la copil, au început să-i lovească pe părinți, cei 3 din camera părinților, au spus să le dea banii de pe varza vândută și aurul. Ei au încercat să riposteze, să se lupte cu ei, n-au reușit, i-au lovit. Între timp le-au spus că le omoară copilul dacă nu le dau banii. Atunci le-au adus copilul în camera lor și de frică să nu lovească copilul și să întâmple altceva, au cedat și le-au spus unde sunt banii și aurul. Aveți idee despre ce sumă este vorba? Suma, nu știu, am vorbit cu el la telefon, ei sunt la spital acum. Suma nu poate să fie chiar așa mare, poate să fie în jurul la 100 și ceva de milioane, dar mai este și aurul care consistese, pare, aurul care l-au luat. Era un armat, avea ceva în mână? Da, era un armat cu niște leviere. De dimensiuni normale, în jur la 18-16 cm. Și cu aia au bătut? Cu aia au bătut, da. I-au și legat? Da, i-au și legat în prima fază, dar n-au reușit s-au scăpat. Da, i-au venit la pont pentru că le-au spus clar să le dea banii de pe varză. Varza roșie care au vândut-o luni. Deci au știut că au vândut luni o cantitate mare de varză. Și roșie. I-au sequestrat în casă, i-au legat, nu se știe. Periculos, vă e teamă acum? Păi normal că ne e teamă. Am înțeles că i-a legat, i-au bătut, i-au intrat. Da. Ce v-au spus când ați fost acolo? Păi ce să mai spună, mai erau bun de spus ceva după atâtea cum lovituri. Plin de sânge. Deci se aude că bănuie pe cineva care a muncit la ei. Pentru că s-a auzit că a intrat și a zis, hai scoate banii după varza aia roșie. Deci, și am înțeles că bănuie pe cineva care a muncit la ei. Că a intrat oții peste el. I-a bătut, e la spital. I-a legat? Da, așa am auzit. I-a legat. Da. Un lucru groaznic. Da, nici nu s-a întâmplat așa ceva de mult aici la noi. A mai fost cazul de astea, dar prea de tot. Deci știa că e un om înstărit. Da, și cred că și cineva de la noi, că altfel nu venea unul de la cine știe de unde. Dai peste ăsta, că ăsta are. Că știa. Am fost sesizați de un bărbat de 42 de ani din localitatea Brezoaiele că în cursul nopții 5 persoane necunoscute au pătruns în locuința sa și au sustras bunuri și bani. În acest moment polițiștii efectuează cercetări pentru identificarea și prinderea autorilor.